ție ți-e gândul mai mult la Timiș cu la meciul cu Timișoara decât la cel cu Craiova? Cred că este normal. Încercăm să luăm meciurile care vin. Meciul cel mai apropiat este cel de la Timișoara. Este un meci destul de important, zic eu, pentru noi, pentru că dacă reușim acolo un rezultat bun, ne putem asigura o liniște. Putem avea emoții? Emoții, atâta timp cât sunt matematice, probabil că sunt. Când o să fim matematici salvați, atunci probabil o să stăm și noi mult mai relaxați. Dar până atunci trebuie să jucăm fiecare meci pentru la victorie, să scoatem bun. Apropo de emoții, te așteptai la o asemenea luptă ale tuturor. Sunt 5 echipe pe 3 puncte. Probabil că asta este și ideea sistemului de play-out. Să dea șanse tuturor echipelor care sunt acolo. Da, într-adevăr, au fost rezultate care nu, în prima parte a campionatului nu erau credibile. Dar acum lupta este destul de strânsă acolo și 2-3 rezultate bune te pot duce sus sau te pot trage în jos. Meciul de acolo va fi unul special pentru tine, având în vedere că în trecut ai îmbrăcat tricoul? Nu neapărat. O să fie un meci special pentru noi toți, pentru că am ajuns acolo, este o performanță pentru noi. Ne dorim cu toții să scoatem maxim din acel meci și sperăm să reușim acest lucru. Dar, cum v-am spus, în continuare ne luăm pe rând și ne gândim la meciul de la Timișoara. Nu încercare și să vorbești cu echipele, având în vedere că vor crea o presiune fantastică la puterea acolo? Cred că nu. Cu siguranță că și ei au văzut atâtea meciuri care au fost până acum. Oamenii de acolo sunt întregeți foarte mult fotbalul și din, mai ales pentru cupă sunt convins că o să fie un număr cât mai mare la stadion, dar colegii mei sunt sigur că sunt pregătiți pentru acel meci. Ok, mulțumesc și mult. Doamne ajută! La bal! Florina, ce ți-ai dorit? Victoria pe la Timișoara sau calificare în semifinale? Personal mi-aș dori o victorie la Timișoara și un rezultat care să ne dea șanse reale de calificare în Cupa României. Va fi greu la Timișoara cu Leo? Va fi greu la Timișoara, nu neapărat cu domnul Leo. Vom avea parte de un meci foarte greu, deoarece ei nu au reușit să câștige până acum. Sperăm să nu reușească acest lucru nici în meciul cu noi și să veni cu punct sau puncte de acolo, să mergem cu moral bun în bănie, să scoatem un rezultat cât mai bun pentru noi. Cât de mult crezi și în victoria la Timișoara sau într-un rezultat bun, cum ai spus tu, și într-un rumă în cupă? Cred. Toți băieții suntem foarte încrezători, suntem montați, ne dorim foarte mult aceste două victorii, am ajuns în această semifinală și vă dați seama că au fost foarte multe zile de muncă și ar fi păcat ca noi să nu luăm opțiune serioasă după acest joc. Leo este amenințat cu demitere acolo. Ce ar însemna, nu știu, Botoșanu să demite? Nu cred că noi l-am demite. Probabil în urma rezultatelor totale ar fi îndepărtat de acolo. Nu știu ce să zic. Îmi doresc ca echipa noastră să facă un joc bun și apoi să câștigăm noi și să rămână domnule. Nu știu. Ai jucat în ultimul meci ca titular. Crezi că ți-ai câștigat în continuare acest loc? Nu, nimeni nu are asigurat. Este foarte greu. Este o luptă foarte grea, deoarece mă duelesc cu jucători foarte buni, tineri. Eu îmi joc șansa mereu, când va fi nevoie de mine, voi încerca să dau maxim, voi da maxim pentru echipă și să fiu sănătos și toată lumea să fie mulțumită. Mulțumesc și mult! Mulțumesc și mult, doamne ajută!